Doamna Sandu, partidul care va a înaintat în funcția de președinte capitalizează de pe urma popularității și încrederii pe care o au cetățenii în dumneavoastră, asta este evident, și la parlamentare s-a simțit lucrul ăsta. Totodată, în paralel, noi nu vedem să fie crescute și promovate alte personalități în fruntea acestui partid. Numai nu ne trimiteți, vă rog, la Igor Grosu să adresăm această întrebare. Eu chiar vreau să știu opinia dumneavoastră personală. De ce partidul PAS nu mai mizează și pe alte personalități. De exemplu, Lilian Carp, noi am aflat că el vrea să fie primar, pe ultima 100 de metri, deși despre aceste alegeri se știa că ele vor fi în acest an. Deci Lilian Carp putea să fie scos mult mai mult în față, promovat, încurajat, astfel încât să mai crească o personalitate pe lângă cea care o cunoaște toată lumea. De ce nu se mai crește și alte personalități în fruntea acestui partid? În primul rând, această, acest transfer de imagine care spuneți că vine de la mine spre partid, funcționează și invers. Pentru că lucrurile bune pe care reușește să le facă guvernul și sunt multe lucruri bune pe care reușește să le facă guvernul și pe care reușește să le facă Parlamentul, aceste lucruri bune vin să consolideze și imaginea mea. Noastră înțelegeți foarte bine că un singur om nu poate să facă mare lucru. În același timp, există această. Nu știu cum să zic eu, tradiție în societatea noastră, din motivul dezamăgirilor în politică și pentru că democrația noastră este încă fragilă, oamenilor le este mai ușor să creadă într-o persoană decât să creadă într-un parlament. Ori noi suntem Republica Parlamentară și vedem că interesul alegătorilor sau numărul oamenilor care merg la vot la alegerile prezidențiale este mai mare decât numărul oamenilor care merg la vot la alegerile parlamentare. Și așa înțeleg eu lucrurile că cetățenii noștri din cauza experiențelor proaste în trecut, din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în parlament, știți că am avut și parlamente și din păcate avem și acum unii deputați care uh, își vând mandatul și își schimbă culoarea politică și uh, trădează alegătorul. Cetățenilor, în continuare, le este mai ușor să creadă într-o singură persoană decât să creadă într-o echipă. Cred că este o etapă a democrației noastre și cred că trebuie să, să ajungem și la următoarele etape, așa încât acest, această formulă de republică parlamentară să fie nu doar în Constituție, dar să fie și în realitate. Altfel. Da, depinde și de persoane concrete, depinde și de oportunitatea pe care o au aceste persoane ca să se manifeste și ca să poată să adune mai mult sprijin popular De exemplu, dacă ajungi într-o funcție în uh, guvern, uh, s-ar putea să ai șanse mai mari ca să îți crești capital politic Dacă ajungi în guvern într-o funcție pe timp de criză, șansele să adune acest capital politic sunt mai dificile. Eu vreau să vă amintesc că eu am reușit să îmi adun primul meu capital politic în calitate, deci în funcția de ministru al educației, atunci când nici eu nu mi-am propus acest lucru și mai ales partidul care m-a votat în acea funcție niciodată nu și-a propus ca eu să acumulez acel capital politic. Uneori este vorba despre oportunitate de, despre context. Contextul trebuie să fie favorabil. Repet, dacă ești ministrul energiei în cea mai mare criză energetică, este greu să reușești să aduni capital politic, dar, evident, și persoanele care vor să devină lideri în, în partid trebuie să facă un efort mai mare, trebuie să se expună, trebuie să iasă din zona de confort și atunci șansele cresc. Înseamnă asta că în PAS există suficienți oameni care se simt confortabil fără a fi prea vocali, pentru că oricum ei sunt majoritate, legile pot fi votate ușor, există o președinte, un prim-ministru, există o axă a, a puterii, dacă poate fi numit așa. Există oameni care sau măcar s-au încercat să disciplineze acești oameni sau să li se impună, băi, ar trebui mai des să vorbiți, uitați-vă, în cazul ușor, democrația lucrează ca like altfel. Există liderul nostru și mulți alți oameni care folosesc telefonul mobil și surse suspecte de finanțare pentru a promova anumite mesaje. Nu cred că trebuie să aducem exemplu șor, pentru că ei nu au nimic cu democrația și când am zis despre zona de confort nu m-am referit neapărat despre faptul că este o majoritate, despre faptul că suntem la guvernare și uneori și pentru politicienii din opoziție. Este greu să ieși din zona de confort. Deci da, ești politician, dar cum să zic eu, ai un număr limitat de ieșiri, la cetățeni, nu mergi la cele mai aprinse dezbateri. Ori în politică, cum am spus, trebuie să ieși să din această zonă de confort și să faci mult, inclusiv să-ți asumi și niște situații mai puțin plăcute, pentru că așa poți să, să ai șansa să te cunoască oamenii mai bine și, respectiv, să îți ofere încrederea lor care e miza în cazul dumneavoastră, chiar sunt curioasă la cât de multe se toarnă. Pe lângă plusurile de imagine pozitivă. Totuși care e miza? De ce suportați? Pentru ce suportați to tot ce se toarnă în cap? Nu este vorba doar de mine, este vorba de munca și efortul a foarte mulți oameni și din echipa cu care am ajuns aici și din afara echipei, oameni care au pus umărul de-a lungul timpului, pentru că să ne amintim, noi împreună am dat jos regimul oligarhic, datorită votului cetățenilor, datorită oamenilor care au deconspirat și au vorbit despre toate abuzurile pe care le-a comis acea guvernare. Noi am făcut niște pași până aici și ar fi mare păcat să irosim efortul a atâtor oameni înainte să atingem un, o zonă de siguranță. Și pentru mine, zona de siguranță pentru Republica Moldova este integrarea Republicii Moldova, deci integrarea în Uniunea Europeană. Și eu cred că, cel puțin, până acolo trebuie să rezistăm. Și să insistăm. Sper de acolo să vină alți oameni care să ducă mai departe drapelul dezvoltării Republicii Moldova. Dar noi am făcut atâtea eforturi și nu putem să lăsăm acum țara pe mâna hoților. Vedeți că ei bat la ușa. Sunt foarte insistenți, încearcă cu tot din adinsul să folosească toate situațiile de criză prin care trecem, să folosească banii Federației Ruse, să destabilizeze situația aici, să denatureze procesele electorale. Ei sunt foarte și foarte determinați să vină. Noi știm ce înseamnă asta pentru Republica Moldova, nu vrem să ne întoarcem acolo și avem o șansă foarte reală de a ajunge țară membra Uniunii Europene.